În timpul său, granița estică a Imperiului Roman a atins fluviul Tigru, reprezentând maxima extindere în Orient. Poate din acest motiv a instituit tetrarhia, cooptând la conducere încă un Augustus, Maximian și doi cezari, Galerius și Constanțiu I. Tentativa de reformare și a vieții religioase a dus și la persecuția creștinilor rămasă în istorie ca persecuția lui Diocletian. Lutierul cremonez a continuat tradiția tatălui și bunicului său în arta fabricării viorilor. Pentru că nu a avut urmași, și-a luat numeroși ucenici, măcar doi dintre aceștia devenind la fel de celebri și fondatori ai unor dinastii de lutieri, Guarnieri și Stradivarius. La 20 de ani a plecat în Franța la Marsilia și a urmat un timp cursurile unei școli de marină, după care s-a angajat marinar pe un vas al flotei comerciale franceze cu destinația Martinica. După 3 ani de navigare pe vase franceze, a intrat în serviciul marinei britanice devenind ofițer, după ce în 1886 optase pentru cetățenia britanică. Spiritul lui a fost geometric. L-au fermecat varietatea și frumusețea figurii. În matematică a fost mai mult artist decât filozof. Așa se caracteriza distinsul matematician spre finalul vieții. Numele său a devenit cu timpul aproape un sinonim al preciziei germane. Lentilele Zeiss au fost apreciate și de ocupanții sovietici ai Ienei, care, se spune, au mutat fabrica la Kiev. Alături de Tonița, Șirato și Dimitrescu, a făcut parte din așa numitul grup al celor patru. Studiase la Academia de Arte Frumoase în atelierul lui Dimitrie Paciurea, pentru ca apoi să expună în expoziții din Veneția, Anvers, Paris, Haga, Amsterdam, Barcelona. Suferind de paralizie parțială și de reumatism, în ultimii ani artistul picta cu penelul fixat de mâna dreaptă. Cu puțin timp înainte de a muri, mărturisea: "Cred că n-a trecut nicio zi din viața mea în care să nu fi pictat." Poetul deprimat a ales sinuciderea lăsându-se călcat de tren. Lăsa femeile să creadă fie că la măgeau, să aibă bucurie, a curățat vapoare, știa parâmei rostul, iar printre domn deștepți făcea pe prostul. Și a vândut moriști și pâine și ziare, și cărți și versuri, ce se cerea mai tare, nu-n blândul ștreang, nu-n lupte glorioase, în pat spera că vor sfârși aleluioase, ci o fi, e inventarul gata, basta, trăi și alții au murit de boala asta. A abandonat școala la 15 ani pentru a lucra în construcții. A stat și în pușcărie, acuzat de furt de haine dintr-un magazin, însă la 19 ani a înființat o trupă muzicală care a devenit legendară printre iubitorii genului heavy metal, Black Sabbath. A studiat la conservatorul din Paris, iar după primul război a jucat pe scena comediei franceze, a cărei societar a devenit mai apoi. În București a dat spectacole anual, încurajând dramaturgia națională. Medicii de la Stanford, care lucrau de an bun la pregătirea acestei premiere medicale, au fost surprinși de reușita lui Christian Barnard și a echipei sale de 31 de specialiști. Pacientul, Louis Vachansky, a murit la 18 zile postoperator din cauza unei pneumonii pe care a dezvoltat-o ca urmare a tratamentului imunosupresor puternic. Conform surselor medicale din Bhopal, aproximativ 500.000 de persoane au fost expuse chimicalelor periculoase. Aproximativ 20.000 de persoane au murit până acum. În medie, o persoană pe zi moare din cauza efectelor. Peste 120.000 continuă să sufere de pe urma dezastrului. Marele român s-a stins din viață lucid într-o rezervă a Spitalului Cristiana din București, pe când era intervievat de un grup de reporteri. Întrebat ce înseamnă un om de dreapta, câteva clipe înainte de trecerea sa dincolo, Petre Țuțe a răspuns simplu: "Român absolut, asta înseamnă." Că dacă nu e revelat adevărul, nu e. Nu există adevăr nerevelat. Există printre noi oameni pentru care viața este infinit mai complicată decât pentru toți ceilalți care suntem normali. Măcar o zi pe an să ne gândim și la aceștia. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.